Salut! Astăzi o să discutăm despre Entity Finance, un hub atât pentru constructorii de proiecte, dar și pentru investitorii care vor să navigheze mai ușor în ecosistemul Multiverse X. Cu Entity, utilizatorii vor avea toată puterea Web3 la îndemână. Pe lângă asta, Entity Launchpad se va alătura MyAR Launchpad pentru a prezenta cele mai interesante proiecte noi din ecosistemul Multiverse X. Este un proiect complex, așa că voi lua fiecare modul în parte și îl voi explica. Dar înainte să începem, dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu și țin să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare comentariu și like pe care îl lăsați pe canal. Începem cu Launchpad-ul. Prin evidențierea celor mai bune proiecte noi, Entity Launchpad va contribui la creșterea întregului ecosistem Multiverse X. Primul proiect lansat pe Launchpad va fi anunțat în următoarele luni, bănuiesc că în Q1 2023. Acum să vedem ce găsim pe această pagină de Launchpad. Avem Keymetrics, care afișează informații despre tipul de proiect și datele de lansare a tokenului. Launch Roadmap, sau foaia de parcurs a lansării, afișează etapele cheie ale proiectului, cum ar fi începutul Know Your Customer-ului, când poți cumpăra biletele de loterie și când poți da claim la tokenii câștigați dacă ai câștigat la loterie sau nu. Stage este portalul prin care utilizatorii pot începe să facă Know Your Customer-ul, să cumpere bilete de loterie și să-și revendice tokenii câștigați la loterie. La fila About găsim informații despre proiect, cum ar fi roadmap-ul de exemplu. Metrics conține statistici importante despre tokenul proiectului și despre ceea ce intenționează să facă cu capitalul obținut în urma organizării unei vânzări publice. La Team avem afișată echipa și la Investment se descriu mai multe detalii despre procesul de vânzare a tokenilor. Următorul modul este Project Monitor, ceva unic în rețeaua Multiverse X, unde poți vedea cele mai importante lansări de proiecte. De exemplu, proiectul actual al Entity Launchpad va fi afișat cu verde. Proiectul curent care se va lansa pe MyAR Launchpad sau ceva de genul este afișat cu albastru și proiectul curent al ecosistemului Multiverse X, care este promovat de Entity, este afișat cu alb. Dacă mergem un pic mai jos, vedem o listă cu foarte multe proiecte pe care Entity deja le-a analizat. Fiecare proiect conține o scurtă prezentare generală și la final proiectele primesc o notă de la 1 la 5 în funcție de cât de bune sunt. Acest rating se bazează pe o evaluare obiectivă a echipei, a produsului, a afacerii și a economiei tokenului a fiecărui proiect. Ce înseamnă ratingurile proiectelor? Un scor de peste 4 stele indică faptul că un proiect are un plan de afaceri inovator și are o echipă puternică. Pe de altă parte, un scor sub 2 stele arată că un proiect are o utilitate scăzută și nu are un plan solid pentru viitor. Aici putem găsi fiecare proiect care a fost evaluat de către Entity, cum am spus și înainte. Puteți sorta în funcție de tipul de proiect, categorie, starea de lansare și puteți căuta proiecte specifice. În cazul în care echipa Entity stabilește că un proiect induce în mod intenționat în eroare investitorii, acesta va primi eticheta Scam. Această etichetă este menită să educe comunitatea prin expunerea proiectelor Scam. Dacă apăsăm pe Details sau apăsăm pur și simplu pe Proiect, vom putea găsi următoarele informații. O descriere mai lungă a fiecărui proiect, informații despre publicul țintă, utilitatea tokenului, link-uri către light paper și sau white paper, link-uri către paginile de socializare ale proiectului și evaluarea proiectului de către Entity. Dacă vrem mai multe detalii, putem apăsa aici la Show Details și putem vedea ce notă a primit la fiecare în parte. Pentru informații detaliate despre modul în care Entity evaluează proiectele, trebuie să mergem la Review Criteria, la Learn, Knowledge Base și Review Criteria. Vă recomand să citiți această pagină, deoarece puteți afla lucruri importante la care să vă uitați atunci când faceți research pe un proiect. Este mai bine să citești toate detaliile acestea și să înveți să faci research singur, dar poți să te verifici pe site-ul acesta să vezi dacă se bat sau se pupă cap în cap research-ul pe care l-ai făcut tu cu ce research au făcut cei de la Entity. Observați aici, review-urile făcute de Entity nu constituie niciun fel consultanță financiară. Ei încurajează pe investitori să facă întotdeauna propriile cercetări. Dacă ai un proiect, la List Your Project poți găsi toate informațiile necesare în caz că vrei să-ți lansezi proiectul pe Entity Launchpad. Următorul modul este Track Your Portfolio, prin care poți să-ți monitorizezi performanța activelor. Aici pe site trebuie doar să te conectezi, mergi la Investor și la Portfolio. Eu nu mă voi conecta ca să vă arăt tot ce puteți găsi aici, pentru că nu doresc să arăt ce fonduri dețin. Aici trebuie să inspectați voi pe cont propriu. În continuare avem modulul Earn, unde putem găsi Staking Provider Metrics, mai exact informații despre toți furnizorii de staking aflați pe rețeaua Multiverse X.
se poate pune la staking direct de pe site-ul Entity. Dacă deții eGold, te conectezi cu Entity, verifici aici care este cel mai bun staking provider pentru tine și apoi poți delega eGold la stake direct de aici. Și tot aici mai avem Delegation Metrics, unde putem vedea câți eGold am câștigat la staking și așa mai departe, multe informații care pot să-ți fie de folos. Următorul modul este Entity Tax Tool. Utilizatorii acestui modul își pot structura activele pentru a simplifica calculele fiscale. Entity adună și etichetează în mod constant date din blockchain-ul Multiverse X pentru a vă ajuta să vă simplificați contabilitatea și să vă optimizați obligațiile fiscale. În cele din urmă, TaxTool poate genera raportul structurat sub forma unui fișier CSV, care poate fi apoi importat direct în servicii precum CoinTracking. Și ultimul modul, Compare Strategies, care te va ajuta să găsești cele mai bune strategii pe baza criteriilor pe care tu le alegi. Doar introduci riscul și complexitatea profilului tău și vei primi mai multe sugestii. Dacă mergem un pic mai jos, putem vedea că avem cu alb tot ce este implementat și avem cu gri, cum ar veni, ce urmează să fie implementat. Aceasta nu este partea finală a proiectului, urmează să se implementeze multe alte lucruri și vă recomand să urmăriți acest proiect. Putem observa că proiectul este creat de Istari Vision și Titan Stake, unii dintre cei mai importanți furnizori de staking de pe rețeaua Multiverse X. Echipa putem vedea că este foarte numeroasă și fiecare membru are pus profilul de LinkedIn, deci putem verifica experiența fiecăruia. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper ca informațiile prezentate în acest video să vă fie de folos. Te invit să mă urmărești și pe Twitter și să te alături și în grupul de Telegram, o să găsești linkurile în descriere și noi ne vedem data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.